Hai bune, mai iau. Lasă, cum crede. Nu ne e foame. Ia o merge la masă. Mâncăm pâine asta. Situația, ne faceți prezentare și pentru mass media, domnul ministru și cu domnul director general. Am să spun eu câteva cuvinte ca să fac introducerea și după am să-i rog pe colegii mei să intervină. În primul rând spun bună ziua și salut pe toată lumea. Mulțumesc domnului primar Pavel Bereșoaia, primarul comunei Gherești, că în calitate de gazdă, de primar al comunei, ne-a întâmpinat așa frumos. Avem astăzi aici onoarea să fie prezent în acest șantier care va deveni un punct important în industria energetică românească, în partea energetică românească, un nou tehnologic în comuna Gherești. Și l-avem astăzi aici invitat pe domnul director general Transgaz, domnul Ion Sterian, în calitate și de președinte al Consiliului de Administrație și de om care practic a avut în vedere ca în această comună să se dezvolte acest nou tehnologic încă din anul 2015-2016. De atunci s-au purtat aceste discuții eu cu dumnealui. De asemenea, este și domnul ministru al mediului, apelor, pădurilor, domnul Costel Alexe, care la fel a avut o contribuție majoră pentru tot ce înseamnă partea de avizare, partea de susținere, partea de promovare la nivel de guvern a acestui punct de lucru, acestui șantier, dar nu doar acestui șantier, pentru că partea de Minister de Mediu sau Ministerul Mediului în întregime, sub coordonarea dumnealui, s-a implicat și va avea un singur deziderat politic, un singur obiectiv. Fiecare localitate să aibă gaz pentru ca fiecare cetățean la un moment dat să fie beneficiar de gaz. Nu în ultimul rând l-aș prezenta pe domnul secretar de stat la Cancelarea Primului Ministru, Secretariatul General al Guvernului, domnul Lucian Rusu, care la fel are în coordonare toată zona de energie, este venit din mediul privat din zona de energie și ei trei astăzi practic nu au făcut decât să arate că județul Neamț este important din punct de vedere energetic pentru guvernul Orban. Guvernul Orban se gândește foarte mult la județul Neamț și de asta eu am să mă opresc și am să le dau cuvântul într-o ordine firească celor care sunt invitați. Domnul ministru, prima dată vă rog pe dumneavoastră să aveți onoarea, disponibilitatea să vorbiți. Bună ziua tuturor, domnule primar, domnule președinte, domnule director. Astăzi în România, din doi arbori tăiați, unul ajunge scrum. Deci, din doi arbori tăiați, unul ajunge scrum. Astăzi, România, din nefericire, are un grad de racordare a populației de doar 36% la rețeaua națională de gaze naturale. În momentul de față, obiectivul principal al guvernului din care fac parte, guvernul Ludovic Orban, este ca, așa cum și-a asumat pe Planul Național de Investiții și Relansare Economică, ca până în 2027, 70% din gospodăriile din România să fie racordate la rețeaua națională de gaze. În momentul de față, mă bucur foarte mult că guvernul din care fac parte reușește să finalizeze și această investiție în zona dumneavoastră și gazoductul Iași-Ungheni, pentru că este vital ca această parte este ca țării noastre să aibă un grad de racordare cât se poate de mare. Ceea ce îmi doresc este ca prin proiectul finanțat prin POIM, cele 200 de milioane de euro plus 700, atât cât își dorește Ministerul Fondurilor Europene să aloce, să avem cât mai multe proiecte, astfel încât un număr cât mai mare de comunități locale din țara noastră să beneficieze de acest proiect. Aș vrea să mulțumesc colegilor din Guvernul României, aș vrea să îl felicit pe domnul director Sterian Ion pentru toată activitatea din fruntea Transgazului și sper ca această legătură dintre Ghereiești, Lețcani, dintre cele două județe, Iași și Neamț, să fie una cât se poate de bună. Iar pentru locuitorii din județul Neamț, îmi doresc același lucru ca pentru locuitorii din județul Iași și din întreaga Moldovă, să nu mai irosim materialul lemnos punându-l pe foc, să folosim gaz, pentru că România dispune de această resursă. Domnule director, mulțumesc frumos, domnule ministru, pentru că ați ajuns astăzi aici și mai ales pentru faptul că ați subliniat cât este de importantă eficiența energetică și în același timp și dezvoltarea durabilă. Pentru că, da,
arderea masei lemnoase înseamnă practic o risipă a materiilor și a resurselor naturale pe care România, în guvernarea PNL, le protejează. Am să îl rog pe domnul director general Ion Sterian, în calitate de promotor al acestui concept, în calitate de factor decizional, să aibă cuvântul pentru a prezenta și echipa managerială cu care a venit și cu care contribuie la dezvoltarea acestei zone. Și vă rog, domnule director, pentru că datorită dumneavoastră la Ghereiești este acest nod tehnologic, această stație de transfer. Bună ziua tuturor, în primul rând. Mai tare. Bună ziua tuturor! Azi sunt, de seară practic am ajuns la Roma, am planificat împreună cu echipa mea managerială, cu directorul dezvoltarea tătarului Ion, cu managerul de proiect după această zonă, cu directorul pe zona Moldova, domnul Cristi Schmidt, vista pe șantierele, pe ce înseamnă șantierul ăsta aici, face parte din proiectul pe care dumneavoastră mass media l-ați văzut în presă de-a ultimilor 2-3 ani. Dezvoltarea pe partea de nord-est a României a infrastructurii de transport gaze pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze a nord-estului României. Practic ce înseamnă? Bacău, Neamț, Iași, Botoșani, Suceava, că fiind localități la limite de frontieră, tot timpul, iarna am avut probleme cu presiunea la gaze, când temperaturile negative, este minus 15 grade, sunt peste 5 zile la minus 15 grade. Și proiectul începe de la Onești, Ghereiești, 105 km de conductă de 700 de milimetri. De la Onești, de la Ghereiești la Lescan, 63 de km de conductă, tot de 700. Și două stații de comprimare la Onești și aceasta de aici. Aceste stații de comprimare vor fi gata la sfârșitul lunii august anul viitor. O să vă dau prin autoritățile locale aici un videoclip că am finalizat după proiectul PROA ultima stație de comprimare de la Bibești, care ne pregătim pentru punerea în funcțiune și ceremoniile de inaugurare zilele următoare, săptămâna următoare, are o valoare de 38 milioane de euro stația aici și în proiectul ansamblului o valoare de 178 de milioane de euro. Pe lângă îmbunătățirea, vă dau informații în premieră acum, aprozonii cu gaze a nord-estului României, e și creșterea volumurilor de gaze pentru Republica Moldova. La sfârșitul lunii iulie, luna aceasta, punem în funcțiune și inaugurăm gazoductul Ungheni Chișinău. E un moment simbolic, un moment extraordinar în istoria de-a lungul timpului și de partea stânga putului și de partea dreaptă a putului, care practic aduce Republica Moldova, o scoatem din captivitatea dependenței de o singură sursă de gaze și o interconectăm la infrastructura de gaze din România și respectiv prin interconectările pe care le are Transgazul România cu vecinii la infrastructura de gaze europeană. Asta va crea premisele în Republica Moldova, aprovizionarea cu o creștere a securității în aprovizionare cu gaze, o competitivitate asupra prețului gazelor, care se va reflecta în mod pozitiv asupra consumatorului final, atât populația cât și mediul de afaceri economic din Republica Moldova. În limita cum va fi evoluția până la sfârșitul lunii, atât în România cât și în Republica Moldova,
dacă putem evenimentul să aibă o participare mai mare, sunteți invitați mass media din Neamț, Iași, să participați la Chișinău, în zona Chișinău, la Chidichis, la ceremoniile de punere în jure. Un moment istoric, să știți ce se întâmplă. Mai sus de această stație, ați văzut țeavă, o curte cu țeavă depozitată. Acolo este o organizare de șantier a construcției și depozitul de material tubular, unde e împrejbuire, iluminat, apă trasă. La sfârșitul, la finalizarea acestor lucrări, la sfârșitul lunii august, anul viitor, dar noi, anul ăsta, din 163 de kilometri de conducte până la Descani, vom finaliza 100 de kilometri, peste 100 de kilometri de conducte, ca să putem să asigurăm Republicii Moldova 3 milioane de metri cubi de gaze la iarnă. Acest depozit, unde finanțarea e și pe fonduri structurale românești, pe infrastructură, pentru infrastructura de gaze și energie, va fi predat autorității, comunității locale, ca să pot folosi ca parc industrial. Asta aici a recomandat domnului primar să aibă o dezbatere publică cu cetățenii din localitate, ca să poată să vină tineri în plecați în alte părți ale țării sau din țară să deschidă mici afaceri aici în zonă. E corect, e legal să predăm, că avem condiții cu finanțatorul, cu POIM-ul pe de-o parte, bani mai avem de la Banca Europeană de Investiții, beneficiile comunității, și una din beneficiile comunității și predarea acestui parc comunității locale. Ce va crea acest gazoduct aici, premizele racordării localităților OAT-urilor la gaze, conducta fiind aici pe tot parcursul conductei. În două minute termin, că nu vreau să vă țin mult în soare aici. Și pe mă să vizităm așa, domnul director Simionescu vă va prezenta cum sunt obiectivele aici. Aici de la Gherăiști avem un nod tehnologic. Notul, ce înseamnă notul? Practic, de aici, de la Gherei, se dirigează gazele către Iași, către Suceava, către Botoșani. Aici mai avem un proiect, îl găsiți în planul de dezvoltare al transgazului, care s-a finalizat studiul de fezabilitate, o conductă, Gherăiești, Dolhasca, Siret, din partea cealaltă de Bucovina din Ucraina, că n-am uitat nici românii de acolo, și interconectarea cu conductele de transport gaze după de tranzit din Ucraina, unde putem aduce sau transporta și într-un sens și în altul gaze din Slovacia, din Slovacia mai departe, prin interconectările mai departe până în nord-vestul Europei, la terminale de LNG, la alte surse de gaze care să creeze competitivitate pe piața românească. Mai avem aici, undeva constructorii lucrează pe șantier aici. În primul rând am căutat să folosească, la constructor a recomandat să folosească resursa umană din zonă și tot ce înseamnă aprovizionarea tehnică, materială, cu materiale și de aici din zonă. Aici lucrează în zona dumneavoastră peste 350 de muncitori, care costă sutori, instalatori, lăcătuși, ingineri, manageri de proiectare constructorului, care toți locuiesc în zonă, toți consumă alimentele din zonă. Aici toată lumea are de câștigat partea de comunitate locală. Am mai avut astăzi o întâlnire la sala de ședințe, la primăria Roman, tot fiind aici în zonă, împreună cu domnul ministru, cu domnul Cosmanciu, domnul Brusu, care e reprezentantul guvernului, în calitate de secretar de stat la Secretarul General Guvernului și răspunde de partea de infrastructurile energetice. O întâlnire cu primarul, unde le-am adus la cunoștință
ce pași trebuie să... Domnul primar a fost prezent. Cred că majoritatea sau toți au fost mulțumiți de discuțiile foarte tehnice pe care le-am avut acolo, că ăsta a fost scopul reprezentanților Transgazului, în vederea noi se extindem rețelele, comunitățile să racordeze, să creăm acel parteneriat între autoritățile locale UAT-uri, între autoritățile județene, Transgaz și constructorii care se adjudică aceste lucrări prin licitație. Fără acest parteneriat nu putem face pașii următori ca să ne cadăm în graficele propuse. Și ce a spus și domnul ministru și domnul Cosmanciu. Deci partea cu racordarea localităților la gaze până acum, de 20-25 de ani, a fost o poveste, o minciună în campaniile astea electorale. Deci nu sunt pentru campanii electorale, pentru nimeni. Suntem în sprijinul autorităților. Până acum am fost, în ultimii 2-3 ani, în peste 3 sferturi din județele țării și am întâlnit cu primarii, că n-au de unde să știe, că fiind activități noi de nișă, având pregătiri și specializări diferite, să fim alături de ei. Noi să putem să ne extindem partea de rețele de transport, că sunt probleme cu terenurile, cu proprietarii, noi respectăm toată legislația. Proiectul ăsta, am uitat să vă spun, este un proiect la care se aplică prevederile legii 185/2016, lege inițiată și dusă cap-coadă până în Parlament și votat în unanimitate de către Transgaz, care declarat proiect de securitate națională și regională aici, e hotărâre de guvern. La fel, guvernul a aprobat hotărârea de scoatere a terenului din circuitul agricol. Avem peste 11.000 de proprietari, să știți că nu e ușor, că peste 60-70% din proprietari nu sunt proprietari, sunt moștenitori. Noi despăgubim la valoarea justă proprietarii de terenuri, nu folosim bani de la bugetul statului decât bani din sursele proprie a Transgazului, fonduri europene și surse atrase de la instituții financiare. Haideți să domnul secretar de stat... Dat cuvântul să, și domnul secretar de stat Lucian Rusu să aibă o scurtă intervenție de un minut, după care domnul director mergem pe canalul pe care ne veți coordona cu dumneavoastră împreună cu tot personalul tehnic și cu domnul primar. Și înainte de a vorbi domnul secretar de stat, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi aici prezenți, domnului primar Micu, colegilor consilieri județeni, directori, fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că astăzi practic punem bazele acestui proiect frumos. Vă rog, domnul secretar de stat. Bună ziua. Guvernul României investește în proiectele de infrastructură energetică, mai ales din Moldova, astfel încât, ca și în obiectivul pe care premierul Ludovic Orban l-a menționat în proiectul de țară, Reclădim România, și anume 70% din localitățile din România să fie racordate la rețeaua de gaz până în 2027, intră în linie dreaptă, mai ales că miercuri am primit ultimul acord de la Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea, cele 200 de milioane de euro, vor mai fi până la 1 miliard, dar asta este prima tranșă de 200 de milioane de euro și pe 15 iulie cel mai probabil vom lansa ghidul solicitantului, astfel că ca cu 1 august să primim primele cereri de finanțare referitor la conectarea localităților cu rețeaua de gaze. Ca secretar de stat nu pot decât să vă spun că voi urmări fiecare proiect de infrastructură energetică. Mă bucur că domnul director general Nelu Sterian reprezintă garantul acestor proiecte de infrastructură, că își vor urma calendarul de implementare pentru județul Neamț. Acest nod, această conductă care vine de la Onești, Gherăiești, Lețcani, va ajuta astfel încât ca localitățile să obțină mai ușor finanțare în conectarea la rețeaua de gaze și împreună cu președintele filialei de aici, Mugur Cosmanciuc, să sperăm că vom conecta cât mai multe localități
din județul Neamț în secolul 21. Vă mulțumesc și vă aștept oricând, sunt o persoană deschisă și vă aștept cu întrebări dacă sunt din partea dumneavoastră. Domnul director și cu domnul director Sterian. Unde este domnul? Cred că... ...care proiect și urmărirea execuției proiect, dezvoltări din zona de nord-est a României și mărirea capacității de transport și asigurarea securității energetice din punct de vedere al debitelor de gaze în zona de nord-est a României, Moldova, și pentru asigurarea unui debit corespunzător pentru gazoductul Ungheni-Chișinău. Atât stația de comprimare Ghereiești, cât și stația de comprimare Onești au câte două unități de comprimare de câte 9,3 MW. Aceste unități de comprimare sunt deja achiziționate și aduse în șantier cu toate componentele lor. La ora actuală s-au executat lucrări de decopertare, pregătire fundații, fundațiile și, bineînțeles, acum începem să pe partea lucrărilor de civile, lucrări civile. După cum se vede, au început să se ridice de la sol către suprafață. Aici, în partea aceasta, avem fundațiile și hala compresoarelor. Aici, practic, e hala, practic, da? Da, aici este hala. Asta. Și cele două blocuri sunt fundațiile pentru cele, pentru cele două mașini. Mașini care se văd acolo, în boletele. Și sute. Și țeava, practic, conducta magistrala. Verificare iconetului și montare radiatură. Avem un car cu Muzeul de Istorie Iași, este deja încheiat și se execută lucrări. Deocamdată dânsii și-au făcut, executat caroiajele, marcajele în 3-4 săptămâni. Și ce este aici? Bucată emblemală epoca timpurie a bronzului. Au venit cei de la monumente? Da, da, uitați că sunt deja marcate și caroiate. Se respectă toată legislația în vigoare, ca poate, pe toate domeniile. După ce se va executa această lucrare, vom avea de la Ministerul Culturii descărcarea arheologică și vom putea continua lucrările pentru stație. Partea de claviatură și mecanice, unde vor veni mai multe. În partea aceea avem clădirea ateliere și, în continuare, vedeți, au început conducta, se duce înspre... Păi haideți să mergem acolo! Trecem acolo, iar cimentare pentru a tasa terenul datorită geologiei. Toată zona aceasta avem o zonă de lăs și pentru a asigura o fundare corectă au trebuit niște lucrări suplimentare pe această zonă. De fapt, pentru toate fundațiile din situl de execuție. Muzeul Neamț ne va spune după cartare ce se va hotărâ și vom obține avizul de descărcare arheologică. Asta e tot. După obținerea acestui aviz, noi putem să terenul descărcat de sarci. Dacă mai sunt întrebări, pentru că din ora da. Avansată în partea... Da. Teo, dacă sunt întrebări, dacă nu, închidem. De transport este bidirecțională. Aici e planul de amplasament pentru întreaga stație. Și aici este o izometrie 3D. Și unde este? Sediu. Cele două puncte, da? De comprimare. Asta și una. Două mașini, răcitoarele, filtrele separatoare, un separator trifazic
de solide, lichide și bineînțeles gazele care intră, gări de gozebilare în zona aceasta, birourile, clădirile atelier pentru pregătirea gazului, comandă, tot ce ne trebuie. Iar aici este punctul PSI. La cât se ridică investiția? 38 de milioane. 38 de milioane? Fără mașini. Fără mașini? Și mașini? Și imediat vă spun... 48. Nu. 48. Deci... Practic. Și aici ce este? PSI-ul. Aici este stația PSI. Pentru toată clădirea.